Accidentul s-a petrecut sâmbătă la primele ore ale dimineții. Trei tineri colegi de serviciu se îndreptau cu aceeași mașină către pensiunea la care lucrau. Mai aveau doar câțiva metri de parcurs când șoferul a pierdut controlul asupra volanului, a intrat pe contrasens, izbindu-se violent de o altă mașină. Aici era cum mi-a zis unul, aici, și unul vinea cu viteză mare și l-a trântit în drăsul și l-a bufnit. Eu sunt șoferul. Au fandat acolo băieții ăștia, trei, nu știu cât erau, și mi-a intrat în față aici. Eu veneam de la Agapia. Nu în viteză și au intrat pe zăpada aia acolo, gheața acestea acolo și au fandat și mi-au sărit în față. În urma impactului, doi dintre cei trei colegi au murit pe loc, iar alte două persoane au fost rănite grav. Trei persoane au decedat, două persoane sunt rănite grav și două sunt rănite ușor. În prezent, o persoană rănită grav a fost transportată la Spitalul Municipal din Iași. O persoană rănită ușor se află în spital la Târgu Neamț. Polițiștii încearcă acum să afle cauza exactă care a dus la producerea accidentului.